Iubiți frați și surori, de când frații vin la întorsura, pot să spun că sunt ca acasă. Pentru că mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră și că Dumnezeu ne-a mai dat încă o zi în care să ne bucurăm. Și bucuria noastră a fiecărui este bucuria Domnului Iisus. Pentru că suntem în locul acesta și în seara aceasta pe El vrem să-L slăvim. Pe El vrem să-L glorificăm, pe El vrem să-L lăudăm. El este sursa bucuriei noastre. Este sursa oricărui bucurie în seara aceasta. Și ne bucurăm că Domnul Iisus a fost Cel care ne-a spălat și ne-a curățit de orice păcat. Astăzi eram la întorsura la fratele Andrei și stăteam în curte la el acolo că am început să-l vizitez. Și a venit cineva, s-a uitat la mine și a spus: singura bucurie care ne-a rămas astăzi este bucuria în Domnul Iisus. Bucuria în Duhul Sfânt. De aceea în seara aceasta haideți să lăsăm ca inimile noastre să fie deschise înaintea Domnului. Și Duhul Sfânt să toarne noi, să ne umple de pace, de bucurie. Și să lăsăm ca Dumnezeu să lucreze cu fiecare dintre noi. În seara aceasta mă bucur că sunt împreună cu fratele Ionuț. Domnul să-l binecuvinteze. El este de la Bacău, de la Onești. Și împreună cu fratele Doru Neamțu, el este din România, a plecat expulzat de timpul regimului Ceaușescu, să vă spun, era timpul potrivit. Și ne rugăm ca seara aceasta Dumnezeu să îi dea cuvânt. Amin. Iisus e mândrierea mea și pacea sufletului meu. Aș vrea să spun că te iubesc.
Trimite anul
mulțumesc, Doamne Iisus, de atunci viața mea schimba. Eu de Iisus nu mă despart, El îmi este cel mai drag, în toată cerului m-a întâmplat. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru... Spuneți voi cine? Cel care s-a dat, cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru mine, Iisus Hristos din Nazaret. Slavă Domnului Dumnezeu! Astăzi în alături iubire îți oferă mântuire, omule ce-a spus ființele. Glorie Domnului Iisus Hristos! Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret, din Nazaret, astăzi din acolo, iubire, îți oferă mântuire, omule ce-a spus ființele. Dar astăzi din acolo, iubire, îți oferă mântuire, omule ce-a spus ființele. Seara și vă salut cu salutul ucenicilor. După ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, ucenicii aveau un salut. Și cred că salutul ăsta ar trebui să-l folosim și noi ca să ne țină alerți și să ne țină în așteptarea Domnului Iisus. Ei se salutau cu Maranata! Vine Domnul! Și ceea ce am văzut astăzi în bisericile pe unde merg este că s-a pierdut perspectiva veșniciei. Trăim ca și cum moștenim pământul. Avem pilde cu fecioare chipzuite, avem atâtea pilde în Biblie și ne-am agățat de pământul ăsta. Și Iisus spune că vine în clipa când nu te gândești. Chiar și acum când ești pe scaun. Și dacă trăim în fiecare zi ca și cum e ultima zi. Știți de ce Iisus n-a venit încă astăzi? Pentru că biserica nu iubește venirea. Și acum o să zici, frate, dar de unde știi cât îl iubesc eu pe Iisus? Păi să vă spun, conform Bibliei,
Domnul Iisus în Ioan 14 cu 15 spune, dacă mă iubește cineva, păzește. Și în Marcu 16 cu 15 spune, mergeți în toată lumea. E o poruncă. Foarte mulți se eschivează după acest verset și spune, frate Doru, e chemarea ta. Acolo nu e chemare, chemarea e vino. Dar Domnul Iisus acolo spune, mergeți. Ai o poruncă, e o trimitere. Și nu-i chemarea mea, e chemarea noastră. De aceea suntem aici în seara aceasta. Prin harul Domnului, vă aducem și salutări. Din luna iunie am făcut deja 6 țări. Am fost în Mexic, am fost și în America, bineînțeles, 2 țări. Apoi am venit aici cu Ionuț, am fost în Bulgaria, am fost în Republica Moldova, în Transnistria, am fost în Ucraina și în România, 5 țări împreună. Și care e scopul? Să grăbim venirea lui Iisus. Știți? Apostolul Petru spune așa, fiindcă lucrurile astea au să se strice și s-au stricat. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând pe scaune cu aer condiționat venirea lui Iisus? Nu. Zice, așteptând și grăbind venirea lui Iisus. Grăbești tu venirea lui Iisus? Că dacă îl iubești, o grăbești, pentru că a ascult poruncile lui. E de neconceput faptul că de 34 de ani a căzut comunismul în România și creștinii n-au cucerit 1000 de sate fără pocăiți. E de neacceptat. E o rușine pentru creștini. Am avut libertate și nu ne-am folosit de ea. Și în curând se va închide ușa. Și vom regreta că n-am profitat de această libertate. Avem 1000 de sate fără pocăiți. Noi rar intrăm în biserici, în adunări, în clădiri, pentru că noi suntem biserica. Rar intrăm. Cel mai multe ori afară, pe coclaură. Scoateți băncile din biserică afară, se audă tot satul. Făcut cu fratele Adrian, anul trecut lângă torsura Buzăului, și pentru prima oară i-am provocat să scoată băncile afară din biserică, acolo, în fața bisericii, să facem evanghelizarea. Și ce credeți că s-a întâmplat? A venit tot satul. Și l-am întrebat pe păstor, ai avut vreodată tot satul în clădire? Niciodată. De ce? Una, nu se duc la pocăiți. A doua, nu îi lasă preoți. Dar afară n-are cum să îi împiedice. Și noi trebuie să evangelizăm lumea, nu să ne evangelizăm unii pe alții. Lumea pierde și noi stăm confortabili în clădiri și îl lăudăm pe Domnul. Și în seara asta eu cred că Duhul lui Dumnezeu vrea să facă o lucrare specială aici. Doriți lucrul ăsta? Așteptați lucrul acesta? Lăsați-l liber. Cântăm cântarea, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Dar trebuie să-l lași seara asta. Știți care e cea mai mare fățărnicie în biserică? N-a pornit de la COVID. A pornit din grădina Edenului. Avem măști. Știți, dar COVID a forțat să punem măști. Dar noi deja aveam măști. Avem măști la adunare, avem măști în familie, avem măști la muncă, avem măști la volan. Pretindem aici că suntem cineva și afară cine suntem? În casă. În casă. Se zbiară la soție, la copii. Se mai jură, da? Creștin. Creștin. Te îngrozești. Te îngrozești de ceea ce vezi. Și e timpul, dacă vreți trezire spirituală, e timpul să dăm măștile jos. Așa spune în Epistola lui Ioan. Zice, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, da? Ce avem? Avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Ce înseamnă a umbla în lumină? Înseamnă să fii transparent. Să fii transparent. Dar noi ne punem o platoșă și pretinde că suntem altcineva. Știți că, probabil că ați auzit de trezirea care s-a produs acum câteva luni în Kentucky, la o universitate.
au venit la capelă, au început să cânte și o lună de zile n-au mai plecat acasă. Pentru că a venit Duhul Sfânt acolo. Și știți cum a venit? I-a expus pe fiecare în parte. Și-au ieșit în față și și-au dat masca jos. Și-au spus, eu mă uit la pornografie de dimineață până seara. Eu trăiesc în păcat. Eu fumez, eu beam, eu iau droguri. Și a descoperit Duhul lui Dumnezeu. Astăzi în biserică nu este trezire pentru că pretinde că suntem alții. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus spunea, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și Duhul Sfânt în seara asta, dacă îl lăsați să lucreze, va expune starea ta. Și înaintea Duhului, El va face trezire spirituală. El va lucra. Nu cred că suntem aici la întâmplat. Știți, din această atmosferă de laudă, trebuie să intrăm într-o atmosferă de închinare. Noi credem că închinarea este să cânți și să te rogi. Și atât. Dar vreau să vă spun, eu sunt și evreu. Și când în Biblie se scrie pentru prima oară un cuvânt, are cea mai adâncă semnificație, cea mai profundă. Și cuvântul închinare este scris în Biblie pentru prima oară, în prima carte a Bibliei, în Geneza 22. Când Avram se duce cu Isaac și cu slujile și le lasă la poalele muntelui pe sluji și spune lor, eu și băiatul vom urca acolo. Ne vom închina lui Dumnezeu și vom veni la voi. Și slujile i-au zis, Avrame, să cântați mai tare, să cântăm și noi cu voi. Sau Avrame, să vă rugați mai tare, să spunem și noi amin la rugăciunea ta. Nu. El n-a cântat și nu s-a rugat. Închinarea acolo însemna că el trebuia să aducă ce avea mai scump lui Dumnezeu. 100 de ani l-a așteptat pe Isaac. Și acum Dumnezeu spune, hai să te închini. Vrei să te închini înaintea mea, duc și în adevăr? Da, Doamne. Aduce ai mai scump aici, pe altar. Și nu doar să-l arzi puțin și să ai să-l îngropi. Biblia spune că să-l aducă ardere de tot. Cenușă! Praf! Nimic nu mai putea să ia din el. Arde tot! I-a spus Dumnezeu. Și închinare înseamnă să-ți predai totul. Ce iubești mai mult, ce are prioritate în viața ta, Isacul din viața ta, dacă Duhul Sfânt e aici, îl lași în seara asta să te examineze, să-ți arate care este Isacul în seara asta care trebuie să-l aduci ardere de tot lui Dumnezeu, care te împiedică să te închini lui Dumnezeu, Duh și adevăr. Este un Isac în viața ta. Nu știu ce este, banii, familia, casa, plăcerile trupești, tu știi. Nu trebuie să le expun eu. Dacă îi dai voie la Duhul Sfânt, El le va expune viața ta. Și trebuie ca în seara asta să iei o decizie să te închini înaintea lui Dumnezeu, Duh și în adevăr. Și Dumnezeu spune, dă-mi Isacul. Pentru că Dumnezeu niciodată nu se va mulțumi cu locul 2 în viața ta. Locul 1. El în toate lucrurile spune în Coloseni 1:18 trebuie să aibă întâietate. Întâietate. Și a te închina lui Dumnezeu înseamnă a-i preda totul lui Dumnezeu. Dacă îi predai ceva lucruri, tot de la el îi predai. Îi predai ceva. Dar dacă îi predai viața ta, cum spune în Romani 12, aduceți-vă trupurile ca o jertfă vie. Te pui pe altar. Și zici, Doamne, mă pun pe altar. Știți că noi de multe ori mințim în cântările care le cântăm? Cântai eu nu-ți o cântare și nu știu câți voi, din voi ați luat aminte la cuvinte. Melodia e frumoasă. Dar câți v-ați gândit ce spunea cântarea? Sunt aici la dispoziția ta. Doamne, totul e al tău. Când ești la dispoziție? Aici poate. Dar de luni până sâmbătă unde ești? Mai ești la dispoziția lui Dumnezeu? Mai ești? Pentru că asta e tot secretul.
Și noi trebuie să înțelegem. De multe ori trebuie să mă opresc din cântare, pentru că Duhul spune, tu ce când-ți minci? Că nu e adevărat. Și atunci zic, Doamne, te rog frumos, iartă-mă. Și învrednicește-mi să cânt cântarea aceea și să devină o realitate în viața mea. Te caută Dumnezeu să fii la dispoziția Lui. Ești. Și apoi, a doua semnificație a cuvântului închinare este a săruta. În Psalmul 2 spune așa, sărutați pe Fiul ca să nu se mânie. Și ce mi-a arătat Dumnezeu într-o zi? Zice, foarte mulți creștini, copii ai mei, mă sărută cu sărutul lui Iuda. Știți că și Iuda l-a sărutat pe Iisus. De ce? L-a vândut pentru 30 de argenți. Tu pentru cât îl săruți pe Iisus? Pentru banii care vrei să-i faci? Pentru casele, pentru business, pentru ce îl săruți pe Iisus? Adică a săruta pe Iisus înseamnă Iisus la urmă. Eu acum am bani, eu acum am plăcerile, eu acum am lucrurile acestea, mă interesează și au prioritate în viața mea. Îl săruți tu în Duh și în adevăr? Că El știe când venim înaintea Lui. Dacă ceea ce cântăm e adevăr în viața noastră. Și e timpul să dăm măștile jos, să fim transparenți înaintea unui Dumnezeu care are ochii ca para focului și înaintea căruia este totul gol și descoperit. Nu poți să te ascunzi de Dumnezeu. Te ascunzi de soție, te ascunzi de bărbat, te ascunzi de frate, de suror, de Dumnezeu te ascunzi. Dumnezeu aude, Dumnezeu vede, Dumnezeu înregistrează. Și în seara aceasta Dumnezeu te caută. Și Dumnezeu spune, ajunge cu fățărnicia. Ajunge să spui că ești creștin și nu ești. A fi creștin înseamnă numele Lui Hristos, a fi ca și Hristos. Și Biblia spune în 1 Ioan, spune așa, dacă zicem că rămânem în El, da? Cine zice că rămâne în El, zici că rămâi în El. Și atunci ce trebuie să faci? Nu să încerci, nu să speri. Cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să trăiască ca Iisus. Verifică-ți viața și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți arate. Trăiești ca Iisus? Faci ce a făcut Iisus? Sau îl ai pe Iisus ca umplutură? Toate și Iisus, hai că și Iisus, că să fiu și mântuit. Câți dintre voi aveți Biblie în seara aceasta cu voi? Ia ridicați-vă sus să văd. Cam puțin. Unde-s Biblia? Eu sunt contrabandist de Biblie. Cu misiunea fratelui Burbrand, am făcut contrabande de Biblie în China, în Vietnam, în Laos, urmărit de poliție. Căutau să mă aresteze. M-a ascuns biserica subterană în podul casei, în timp ce poliția mă căuta să mă aresteze. În China, 7 zile, am dus Biblie în fiecare zi, până mi-au ieșit bășici în tălpi. Și am spus, Biblia spune, frumoase sunt picioarele celor ce tu vești bune. Dar în China, dragii mei, pentru o Biblie, merg la pușcărie 2 ani. Tu ești gata să plătești 2 ani din viața ta pentru Biblie? Păi dacă nu o aduci la biserică, când ești gata să plătești? Când le-am spus că în America fiecare cameră de hotel, ca și aici, organizația Gedeon, pun noi testamente, fiecare cameră de hotel are câte o Biblie și nimeni nu le citește. Au început să plângă. Și mi-a zis, spune-le la americani să ne trimită nouă Biblie, că suntem gata să mergem la pușcărie 2 ani de zile. Ar putea să zică, spune și la români, în Coreea de Nord, pentru o Biblie, este pușcărie pe viață sau execuție. Tu ești gata să mori pentru Biblie? Dragii mei, e timpul să realizăm ce vrea să facă lumea aceasta cu noi și tehnologia modernă. Cei mai mulți creștini sunt astăzi dependenți. Dependenți de celular. Vrem să facem un test. Ea spune, dacă uiți celularul acasă, te întorci după el. Dar dacă uiți Biblia. Exact. Nu te întorci. Celularul are mai multă prioritate decât Biblia. Ea spune că dimineața când te scoli, da? Când te scoli dimineața, ce e prima dată în mână? Biblia sau celularul?
Ce controlezi? Să vezi cine te-a textat peste noapte? Dar te-a textat Dumnezeu, de 2000 de ani te textează Dumnezeu. De ce nu te uiți ce text îmi dă Dumnezeu astăzi? De ce? Și apoi îmi dă un test. Stai să vezi dacă ești dependent de telefon. 6 zile ești cu telefonul, cu celular. Poți ca măcar duminica să nu te atingi de telefon? Nu se poate. Iată cum diavolul ne face robi. Ne face robi. Pentru că suntem la celular, hai să vă spun și o experiență care am avut-o în America. Eram conducător la școala creștină unde mergea fata noastră cu rugăciunea. Și într-o dimineață vine un părinte la mine, ei îmi spun mie Pastor Mike. Pentru că nu știu să spună două. Și în Africa și în Asia toți mă numesc Pastor Mike. Eu sunt păstor la o biserică de evrei creștini în America, în Arizona, unde ne-a dus fratele Vurbrand, unde am fost căsătorit, unde am fost ordinat și așa mai departe. Și vă aduc salutări și de la ei. Și vine părintele acesta la mine, Pastor Mike, am o problemă. Ce problemă ai? Zice, băiatul meu de 16 ani e atât de robit de telefon că nu mai mă vede. Stau în fața lui, aproape mi-ating nasul de nasul lui și nu mă vede și nu mă aude. El e pe telefon. Și Duhul Domnului descopere și îl întreb. Zic, dar tu, cum ești în relația ta cu Tatăl Ceresc? La fel ca băiatul? Ai citit Biblia dimineața asta? Păi nu. Pe exact cum tu faci cu Tatăl Ceresc, așa faci Fiul cu tine. Și atunci s-a pocăit și a început să plângă. Și a zis, trebuie să mă pocăiesc. S-a pocăit, ne-a rugat pentru băiat. Și la ora 3 jumate a venit să-l ia acasă, de la școală. Și când m-a văzut, bucuros strigă, Pastor Mike, Pastor Mike, am un prilej de laudă! Un motiv de laudă! Ce motiv? Te-ai rugat pentru băiatul meu dimineață, da? Și? Păi știi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ba, motiv de laudă! Ce motiv de laudă? L-a lovit rău. Și ăsta e motiv de laudă? Păi ce era pe telefon? Și-a trecut linia ferată și a intrat pe lunie și l-a aruncat peste cap. Dar motivul de laudă e că nu i-a rupt niciun os și nu l-a dus la spital. Și băiatul s-a trezit și a zis, tati, dacă eu muream, unde mergeam? Și a zis, mă, slavă Domnului, mă, că Dumnezeu are, că e ciudate, mă. Dacă trenul nu și-a făcut treaba, data viitoare lovește avionul. Dar pe câți dintre noi ar trebui să ne lovească trenul? Înțelegeți? Câți dintre noi credem că Biblia e o carte practică? Credem? Și atunci de ce nu o practicăm? De ce nu trăim? Vă mai spun ceva și cu Biblia. Ca să vedeți cât de importantă e Biblia. Preharul Domnului am citit-o de 57 de ori. Asta nu ca laudă, spun, ci ca provocare. Că dacă ai timp de Biblie, nu mai ai timp de Facebook și de toate prostiile. Că stăm pe Facebook cu grămadă. Și apropo de asta, o să vă spun imediat. Dumnezeu vorbește prin Biblie. Credem? Amin. Când nu deschizi Biblia, tu îi dai un mesaj lui Dumnezeu. Și ce îi spui? Taci, că nu vreau să te aud. Dumnezeu vorbește prin Biblie. Și toți îi închise și îi spui, taci, că nu vreau să te aud. Dar va veni o vreme când vei trece printr-un accident, o boală, un necaz mare și vei vrea ca Dumnezeu să te audă. Și Dumnezeu va tăcea. Și te va consuma. Vei fi disperat. Înnebunești că tăcerea lui Dumnezeu te distruge. Pentru că l-ai făcut să tacă. Știți împăratul Saul, primul împărat al lui Israel? L-a făcut pe Dumnezeu să tacă. Și când au venit filistenii împotriva lui, nici proroci, nici cuvântul, nimic nu i-a mai vorbit. Dumnezeu a tăcut, că l-a făcut să tacă. Și ce a făcut? S-a dus la ghicitoare. S-a dus la dușmanii Domnului. Era disperat, era nebunit. Vrea un răspuns și Dumnezeu tăcea. Nu-l face pe Dumnezeu să tacă. Deschide Biblia în fiecare dimineață. Citește Biblia din Geneza la Apocalipsa în fiecare an.
Două capitole din Vechiul, două capitole din Noul Testament. Și într-un an de zile vei citi Noul Testament de două ori și Vechiul odată. Dar trebuie să fii disciplinat. În fiecare zi să nu sări. Că dacă sări, a doua zi ai 8 și pornul să ai încă 12 și 16 și până la urmă renunți, că nu mai poți să ajungi. Dacă mănânci pentru trupul ăsta de 3 ori pe zi, de ce să nu citești și Biblia de 3 ori pe zi? Pentru suflet care rămâne veșnic. De ce nu? Hai să vă mai spun ceva. Pentru că sunt foarte practic. Și să știți un lucru. Eu ce vă spun? Eu trăiesc. Că fratele Burba mi-a spus așa, domnule, dacă vrei să fii efectiv în predicare, să urmărești două lucruri. Unu, să predici ca și cum e ultima oară. Și în multe biserici, odată am predicat și atât. Că n-au vrut pe Duhul Sfânt și pe Dumnezeu să-i cerceteze. Și al doilea lucru zice să trăiești ce predici. Că degeaba dai din gură teorie la alții să facă și tu nu trăiești. Pentru că oamenii te simt. Că e teorie și fățărnicie. Noi trebuie să trăim ceea ce vorbim. Și de fiecare dată că am văzut și când Ionuț a început să cânte, v-am auzit că spune de Doamne, dă-i putere. Dă-i putere, Doamne! Hai să vă spun un secret. Nu-i trebuie putere. Cum, frate? Vă spun Biblia. Pentru că noi așa spune. Doamne, dă putere! Și Domnul zice așa, prin Apostolul Pavel, Roman 1 cu 16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, că cea este putere! Și tu zici, dă-mi putere, Domnul zice, pune mâna pe Biblie. Deschide Biblia! Nu te mai ruga abracadabra, că moșgerile îți aruncă putere din cer. Că ai nevoie de putere. Biblia e puterea lui Dumnezeu. Deschide-o! Mănânc-o, cum spune Psalmul 119, în fiecare zi și vei avea putere. Iacob, capitolul 5 cu 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cum stai cu rugăciunea? Doamne, dă putere. Și Domnul zice, păi te rogi? Te găsesc pe genunchi? Păi, când, Doamne, ca și cei ortodoxi, când sunt în necaz, atunci, mă rog, să-ți dea Domnul necazul ca să te ține pe genunchi. Dacă necazul te aduc la rugăciune. Rugăciunea nu este roata de rezervă, ca la mașină, ci este volan. Volanul. Roata de rezervă o scos numai când ai probleme. Ai o pană de cauciuc. Nu. Rugăciunea este volanul care trebuie să conduci fiecare zi. Și Biblia spune că mare putere are rugăciunea. Și tu zici, dă-mi putere. Și Domnul pune mâna și roagă. Și ce înseamnă asta? Conectează-te la putere. Conectează-te la puterea lui Dumnezeu. Nu cere putere. Conectează-te la cuvânt. Postul. Luca 4, capitolul 1, spune așa, imediat după botez, și țineți minte, imediat după o biruință va veni și ispita. O să te crezi stăpân, Domnul mi-a dat biruință, pregătește-te că o să iei după cap. Iisus a botezat, au venit Trinitatea acolo, cel mai frumos eveniment din univers, Trinitatea prezentă. Și imediat spune, Duhul Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus în pustie să fie ispitit de diavol. 40 de zile și 40 de nopți a postit. Versetul 1 spune asta, Iisus plin de Duhul Sfânt. Și după ce a postit și a fost ispitit, în Luca 4, versetul 14 spune așa, Iisus plin de puterea Duhului Sfânt a ieșit din pustie. Postul nu e o slăbiciune, e putere. Și tu spui, Doamne, dă putere. Și Doamne, ce postește? Să lași o mâncare. Păi de-aia n-ai putere! De-aia n-ai putere! Postul îți dă putere! Ce-ți mai dă putere? Teama de Dumnezeu care a dispărut din biserici. Teama de Dumnezeu. Zice, îngerii Domnului tăpăresc în jurul! Păi e putere, frate! În jurul celor ce se tem. Ei, când te tem, vin îngerii Domnului și ai putere. Ai escortă care te protejează. Înțelegeți? Deci conectează-te la puterea care e disponibilă pentru tine. Încetează să mai ceri putere ca și cum Dumnezeu îți aruncă din cer abracadabra, ia putere. Dar tu nu citești Biblia, tu nu te rogi, tu nu postești, tu nu te temi de Domnul, dar vrei putere. Pentru ce să-ți dea putere? Noi trebuie să ne conectăm la putere. Și puterea lui Iisus e disponibilă pentru toți. E disponibilă pentru toți.
Hai să citim împreună, să ne ridicăm în picioare, să citim. Asta a fost numai introducerea. Să citim din Isaia, capitolul 6. Da? Am zis că seara asta vrem să vedem pe Duhul Sfânt la lucru. Amin? Amin. Dar Duhul Sfânt vrea să lucreze de la persoană la persoană. Aleluia. Duhul Sfânt va dovedi în seara aceasta, va convinge. Și nu te împotriviți Duhului Sfânt. Lasă pe Duhul Sfânt să-ți arate lăuntrul tău, să-ți arate cum te vede Dumnezeu. Că să știți că cel mai mare cancer în biserici astăzi este că nu ne mai vedem starea. Nu ne mai vedem cum ne vede Dumnezeu. Și uitați ce spune aici în Isaia, capitolul 6, de la versetul 1, spune așa: în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Aleluia. Serafinii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acoperau fața, cu 2 își acoperau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau și ori ușe de glasul care răsuna. Și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Aleluia, slăviți să fie Iisus! Nu! Vai de mine! Sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este ispășită, îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimitem și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Hineni, în ebraică înseamnă iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te, spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Amin. Vă rog să luați locul. Amin. În seara asta voi vorbi despre trezire spirituală. Avem nevoie de trezire spirituală. Dar foarte mulți din noi nu înțelegem ce înseamnă trezirea spirituală. Avem nevoie de o viziune, adică o descoperire dumnezeiască. Ce foarte mulți nu au. Și ce mă îngrozește pe mine cel mai mult? În mormântările. Pentru că la mormântări, la priveghi, sau la după mormântări, nu, la priveghi de fapt, se pune în biserici, se proiectează cu un ecran, un PowerPoint, un mic filmuleț cu viața, cu clișeul celui mort. Și pe mine mă îngrozește când văd așa ceva. Îl arată cum s-a născut în familie de 5 copii, a emigrat în America, s-a căsătorit și a avut și el vreo 4 copii, îl arată la mase onomastice, sărbătoare pentru copii, aniversarea lui, îl arată că are pe o motocicletă Harley Davidson, o motocicletă de valoare, sau într-un Lamborghini, pe la Marele Canion s-a dus să-l vadă, pe la Oceanul Pacific s-a dus la plajă și s-a terminat filmul. Și eu mă îngrozesc când văd așa ceva. Zic, asta e viață? Asta e existență ca un animal? Mănânci, dormi, te bucuri, lucrezi, te duci într-o vacanță și ai murit. Ce e asta? Zic, eu dacă aș fi în locul lor, aș striga din coștuc: Doamne, mai dăm o șansă. Că mi-am risipit viața. Dragii mei, Iisus n-a venit ca noi să existăm ca animalele. Mâncăm, muncim, dormim, ne distrăm și am murit. Iisus a venit și spune: am venit să vă dau viață și viață din belșug. Și Iisus este viața noastră. Cum arată clișeul vieții tale dacă ai muri acum? La fel ca ceilalți? Câte suflete ai adus la Iisus? Cât ai slujit pe Dumnezeu? Cât ai fost la dispoziția lui Dumnezeu? Uitați-vă aici în primul verset, că nu la întâmplare, spune aici. Zice, în anul morții împăratului Ozia. De ce a trebuit să bage așa ceva acolo? Să introduc acolo așa ceva, amănuntul acesta. Cine a fost Ozia? Ozia a fost un împărat care a început bine. Poate ca mulți dintre noi. Că să știți că nu începutul contează. Contează și începutul.
Dar creștinismul nu este un sprint. Pornești de la linia de plecare. E un maraton, trebuie să ajungi la capăt. Și Pavel, uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire. Nu la început, că mulți au început bine. Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit. Și astăzi câți, cum spune Biblia, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea s-a răcit. Pentru că nu mai e decât fără de legii, chiar și în viața creștinilor. L-am cunoscut pe Domnul, dar nu-i destul. Și ce spune Romanul 1:28? Pentru că n-au păstrat pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în mintea lor blestemată să facă lucruri neîngăduite. Cea mai mare piedică care o avem azi în evanghelizare sunt creștini. Lumea arată cu degetul. Și spune, tu vrei să mă pocăiesc, ăla-i pocăit, minte, fură, înșeală, toate nebunile faci. Curvește, bea, înjură, ca la ușa portului. Tu ca ăla vrei să fiu? Și a spus, nu, ăla nu-i pocăit, ăla-i păcălit de diavol. Și prin ăla te păcălește diavolul și pe tine. Pentru că dacă îmi pun un halat de doctor, eu te păcălesc. Degeaba spun că-s pocăit, că zice, vei cunoaște după roadele lor. Și voi aveți de tată pe diavolul, că faceți faptele tatălui vostru. Dacă minți, tatăl minciunii e diavolul și tatăl tău e diavolul, nu Dumnezeu. Trebuie să înțelegem adevărul astea. Pentru că trebuie să fim o pricină de mântuire sau de potignire. Ce pricină ești tu pentru vecinii tăi? Doamne, ai milă! Omul acesta a început bine, împăratul acesta a început bine, a început cu Dumnezeu, l-a iubit pe Dumnezeu, îl căuta pe Dumnezeu, dar spune că a propășit. Succesul a venit peste capul lui, a ajuns cineva. Și omul acesta, din mândrie, a zis, eu sunt împărat, eu aici fac ce vreau eu. Și a intrat în templu și a vrut să aducă jertfe. Și preoții i-au stat împotriva. Doamne, dă astăzi preoții în biserică. Că spuneam așa, dacă președintele României ar veni la amonul ăsta și n-ar predica pe Hristos, l-aș lua de gulă și l-aș da afară. Amin. Tu n-ai ce căuta aici să predici politică sau alte prostii. De aici este Sfântul Amon al lui Dumnezeu, se vorbește Hristos și el răstignit. Și omul acesta a intrat și preoții au stat împotrivă, cu toate că știau că riscă. Păi tu te pui cu împăratul? Da. N-ai voie să faci ceva. Noi avem voie. Ieși afară. Și împăratul s-a mâniat. Și când s-a mâniat, l-a lovit Dumnezeu cu leprea. Și l-au scos afară. Dar l-a lovit Dumnezeu. Și aici spune Isaia, în anul morții, dumneavoastră știți că Dumnezeu nu s-a mai arătat în templu până n-a murit Ozia. Pentru că a profanat templul lui Dumnezeu. Și spune că în anii morții lui am văzut pe Dumnezeu în templu. Atunci a venit. Când cel firesc, păcătos, a fost dat la o parte, a venit Dumnezeu. Aleluia. Vrei să vezi pe Dumnezeu? Nu se poate. Până când păcătosul nu este răstignit. Până când n-ai predat totul lui Dumnezeu, tu n-ai să vezi pe Dumnezeu. Pentru că dacă l-ai vedea, te-a consumat de vin. Până firescul nu moare, Dumnezeu nu va veni în viața ta și în familia ta. Și de aceea trebuie să te cercetezi prin Duhul Sfânt și să spui ce mai este firesc în viața mea. Ce mai e păcat? Până când păcatul nu moare, Iisus, Dumnezeu nu se arată. Împăratul a murit și a apărut Dumnezeu. Și Isaia l-a văzut pe Dumnezeu în templu. Îl vrem pe Dumnezeu în templul nostru. Glorie Domnului! Noi suntem templul Duhului Sfânt. Aleluia! Clădirea aceasta e unde e prezent Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să vină. Dar dacă nu este pocăința autentică, dacă încă mai este păcat în viața uneia dintre noi, îl împiedică pe Dumnezeu să vină. Noi le vrem. Și e foarte interesant, iar nu vă spun un secret. Foarte mult ori veni la biserică și cere prezența lui Dumnezeu. Dar de ce? Prezența lui Dumnezeu se activează, se manifestă acasă. Când ai un altar, tu ca preot, ca bărbat în casă, și chem familia înaintea altarului, duminică dimineață înainte să pleci la adunare, invoci prezența lui Dumnezeu. Și vine în familia ta. Și vine în familia lui.
și vine în familia lui și când vine la biserică, prezența lui ne însoțește. Și nu trebuie să ne rugăm să vină prezența lui Dumnezeu. Pentru că ea vine, dacă o declanșăm, dacă o activăm. Dar noi venim, ne spunem, la 10 sau când e adunarea, 10 minute, repetăm om ceva pe drum și mâncăm și ne ducem la adunare. Vino, Doamne, ce să vină? La ce să vină? Că tu n-ai avut timp de el. Prezența lui Dumnezeu se activează în privatul în care ești. Și vii cu Iisus la biserică. Și fiecare din familie vine cu Iisus la biserică. Și atunci o să vedeți cum ne împreșește prezența lui Iisus, care este între noi. Că unde sunt doi sau trei, Iisus e acolo. Aduce pe Iisus la biserică. Și luăm cu noi acasă, nu-l lăsăm aici. Venim, ne bucurăm, Doamne, te mai vedem duminica viitoare. Nu, 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 îl iei acasă. Și fiecare de luni până sâmbătă umbli cu Iisus. Trăiești pentru Iisus. Îl cinstești pe Iisus. În anul morții, împăratul Iosia, deci am văzut pe Domnul. Ce este aceasta? Este o viziune pe înălțime. Știți care e problema astăzi în creștinism? Ne-am formulat un Dumnezeu imaginar, care nu-i Dumnezeu Biblie. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Americanii au o frază, zice, buddy, buddy, prieten, prieten. Ne trage de cataramă, de șiretul cu Dumnezeu. Aha, Dumnezeu e drăguț. Ne iartă, noi păcătuim și iar ne iartă, și iar păcătuim. Și ne-am obișnuit cu Dumnezeu care e iertător. Dragii mei, aceasta este o evanghelie pe jumătate, care de multe ori se predică din bisericile noastre. Numai jumătate. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu te iartă. Indiferent ce ai făcut, vino mereu. Și avem teologia asta greșită astăzi, care vine și spune pocăit, trebuie să pocăiască mereu și mereu, fiecare zi. Dar ce spune Ioan Botezător? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Păi tu, dacă toată ziua te pocăiești, când mai faci fapte vrednice să dovedești că te-ai pocăit cu adevărat? Dacă fata mea are 27 de ani și ea face prostii ca la 7 ani, înseamnă că nu s-a maturizat. Pavel spune acolo, în Faptele Apostolului, pocăința și întoarcerea și faptele care urmează pocăința. Când mai faci dacă tot timpul te pocăiești? Era la o întâlnire în casă, 100 de persoane la rugăciune și a ieșit un frate înaintea mea să predice. Și el spune așa, dragii mei, Dumnezeu ne iartă de 1000 de ori pe zi, dacă păcătuim. Că și eu am copil și dacă greșești, copilul meu, îl iert. Nu mai puteam, dar așteptam să vină rândul. Și când îmi vine rândul, îi spun, fraților, dacă un copil al lui Dumnezeu păcătuiește de 1000 de ori pe zi, ăla e un porc, că oaie n-are cum să fie. Și hai să vă aduc un text biblic din Petru, spune Petru așa, dacă cel care a fost curățat de păcate se întoarce înapoi, e ca și câinele care s-a întors la vomitat. Bă! Și e ca și sproafa care a uitat că a fost spălată. Nu se poate! Când tu ai început o relație cu Iisus, ai început o relație cu păcatul nouă. Și cu Iisus e nouă și cu păcatul. Păcatul te delecta, te desfăta, îți aducea bucurie temporară, dar acum ai realizat că Iisus Hristos a devenit păcat pentru tine. Și a luat toate păcatele tale asupra Lui și a murit pentru ele. Și păcatele tale l-au omorât pe Iisus. Și acum păcatul este dușman, nu mai e prieten. Nu te mai delectează. Și tu nu mai poți să fii prieten cu păcatul și să zici te iubesc Iisuse. Nu se mai poate și ceva. Zice, voi trebuie să vă potriviți păcatului până la sânge. Mai bine mor, mai bine dau sânge decât să păcătuiesc. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a fost făcut păcat pentru tine. Aleluia. Și nu mai poți să calci jertfa lui Iisus în picioare. Îl bajocorești pe Dumnezeu. Ai tu o viziune pe înălțime? Știi tu cine e Dumnezeu Bibliei? Cealaltă jumătate de Evanghelie, că prima este Evanghelia iertării, a Harului, Dumnezeu ne iartă, mântuiți prin Har și numai despre Har se vorbește. Dar cealaltă jumătate de Evanghelie este Evanghelia transformării, dragii mei. Dumnezeu n-a abandonat scopul pentru care ne-a creat în Geneza. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Chiar dacă păcatul a venit. A dat pe proroci, a dat legea și apoi l-a dat pe Iisus. Aleluia. Și scopul lui este să te facă ca Dumnezeu. Aleluia. Nu să te scape de iad.
să te facă ca Dumnezeu. Și de aceea, prin Iisus, noi putem să fim ca Dumnezeu. Noi suntem după chipul și asemănarea Lui. Lași tu ca Evanghelia să transforme viața ta? Să transforme viața ta? Nu mai te pas cu pomul vechi ca ortodoxul, eu m-am născut creștin, eu sunt creștin. Păi dovedește că ești creștin. Avem nevoie de o astfel de Evanghelie astăzi. Să arate adevărul cine-i Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu drăguț, dragii mei. Faptul că nu se mai deschide pământul să ne înghită de vii ca pe fiul lui Core. Faptul că nu ne mai arde focul lui Dumnezeu ca pe fiii marului preot, Aron. Faptul că nu ne mai trăsnește Duhul Sfânt ca pe Anania și Safira. Nu înseamnă că profiți de Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu-ți dă libertatea să păcătuiești, ci libertatea să trăiești sfânt pentru Dumnezeu. Deci e grozav lucru e să caci în mâna Dumnezeu cel viu și adevărat. Și Dumnezeu în Biblie nu se lasă bajocorit. Că tu ai decis să fii copilul Lui și nu ne prezici. Pregătește-te pentru pedeapsă. Și să nu fie prea târziu. Să nu fie prea târziu și să nu mai aibă loc pocăința și să mergi în infernul de foc. Dumnezeu Bibliei nu e Dumnezeu imaginar care ți l-ai potrivit concepțiilor tale, e drăguț, mă primește, mă iubește, da, toate astea e adevărat. Dar Dumnezeu Bibliei spune, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Și El nu spune, te roagă sau sugerează, El îți poruncește să fii sfânt. Cât dorești în fiecare dimineață când te trezești sfințenia lui Dumnezeu? Să spui, Doamne, ajută-mă astăzi să fiu sfânt ca Tine. Ajută-mă astăzi să reprezint pe Dumnezeu cel sfânt și adevărat. Și de ce lumea nu se întoarce la Dumnezeu? Pentru că vede noi că suntem mascați. Vede noi că duminică suntem sfinți pe pereți. Și de luni până sâmbătă suntem ca ei. Și de aceea nu arătăm un Dumnezeu sfânt și lumea nu se pocăiește. Ați auzit poate de Charles Finney, nu? Să citiți cartea, dacă n-ați auzit, e românește. Un om care petrecea 4 ore rugăciune în fiecare zi. Și că s-a dus într-un cartier cu prostituate, una s-a bătut joc de el. Și Charles Finney, atâta, s-a uitat în ochii ei. Nu i-a spus un cuvânt. Și asta a început să tăvălească pe jos, să țipe de durere și să pocăiască. Numai privirea lui. S-a dus la întreprinderea lui frate, sub care erau toți strungari. Și un muncitor, zicea, a venit predicatul între noi. Și Charles Finney, atâta, s-a uitat în ochii lui. Și frate s-a închis toate strungurile, timp de 6 ore, toți lucrătorii erau pe jos, plângeau și se pocăiau. Ce s-a întâmplat? Venise Iisus în mijlocul lor. Dragii mei, te confundă lumea cu Iisus. Poate lumea să spună, ăsta e pocăit. Ăsta e pocăit, ăsta e sfânt, e pus deoparte. Pe ăsta nu-l interesează contaminarea, corupția, nimic, înșelarea, minciună, nu-l interesează. El e sfânt. Avem nevoie să vedem pe Dumnezeu. Isaia l-a văzut pe Dumnezeu. Ședea pe un scaun de domnie foarte înalt. E atât de înalt scaun de domnie că te vede orice vorbă, orice gând, orice faptă. El o vede din înaltul cerului. Și spune că ședea pe scaunul său foarte înalt. Și poalele mantiei umpleau templul. Noi așa ne-am dorim un pic din Dumnezeu. Dragii mei, ascultați. Un creștin care e mulțumit unde este, e într-o stare nenorocită. Tu nu poți să fii satisfăcut unde ești, cu ce faci și ce ai. Tu trebuie să dorești mai mult din Dumnezeu. O nemulțumire sfântă. Astăzi vreau să fiu mai sfânt decât ieri. Și mai puțin decât mâine. Și mereu să dorești, știți? Prorocul Elisei, când Elie spune, eu plec, ce vrei să-ți dau? Și el n-a zis, vreau să fiu și eu ca tine. Dublă putere vreau. Asta era nemulțumirea lui Elisei. Eu nu vreau ca tine, eu vreau mai ceva ca tine. Și el a făcut de 2 ori minuni mai mult decât Elie. Moise, păcătuiește poporul Israel cu vițelul de aur. Și Dumnezeu spune, nu mai merg cu voi. Nu mă merg, că vă consum, vă termin pe toți. Și spune lui Moise, îți trimit un înger.
Și cred că majoritatea din noi am fi mulțumiți cu un înger care o să meargă înaintea ta. O să-i toace pe toți. O să-ți deschidă drumul bodyguard. Dar Moise zice, nu. Eu te vreau pe tine. Eu nu vreau îngerul tău. Dacă nu vii cu noi tu, eu nu plec de aici. Și Dumnezeu zice, bine, pentru că ai trecere în ochii mei, îți promit prezența mea. Și ai fi zis că Moise acum a dansat de bucurie. Aleluia! Nu! Nu! Moise zice, dacă tu vii cu noi, vreau să văd gloria ta. Nu numai prezența, gloria ta vreau să văd. Nu ne mulțumim cu puțin. A venit puțin Dumnezeu și a plecat. Poalele mantiei umpleau templu. Dumnezeu vrea să umple ființa ta. Vrea să umple casa ta. Vrea să umple locul de închinare. Nu o țară, nu puțin. Tot. Noi ne-am mulțumit și zice, eu vreau un dar al Duhului Sfânt. Eu nu vreau. Eu vreau pe Duhul Sfânt. Că dacă am pe Duhul Sfânt, am toate darurile. Nu merge puțin. Eu vreau totul. Iisus spune, voi veți face fapte mai mari ca mine. Și m-a rugat odată în prezența la unii. Frate, tu, fii smerit. Dar de ce să fii smerit? Pe cum să faci tu fapte mai mari ca Iisus? Da, El a spus asta. Voi veți face fapte mai mari și eu vreau să fac mai mari ca Iisus. Asta nu e smerenie, dar nu e o mândrie. Asta e provocarea care Dumnezeu îi place. Ca tu să nu fii mulțumit numai atât. Eu vreau mai mult. Am trecut Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, ne-a dat 850 de suflete la mântuire, în 4 țări. Și anul ăsta a zis, vreau să văd mii. Vreau să văd mii de oameni. Eu nu mai vreau sute, vreau mii acum. Și vreau sute de mii, și vreau milioane. Și am fost în Republica Moldova, la toate pușcării, 17 pușcării în Republica Moldova. De criminal, maxim, securitate maximă. Nu îi lăsa să vină în prezența noastră. Era un bloc, la geamuri, erau gratii. Și când a făcut chemare, scotea câte o mână prin gratii. Scoate o mână prin gratii să-L primești pe Iisus. Și pe aia l-am dus acoperea oricum. Iar duminică a fost serviciu la ei acolo. Și a zis, frate Domnul, ești pregătit? O să ai 5 servicii. De la 8 până seara la 7. Ruși, români, ruși, români și ruși. Și am aruncat năvodul. În ziua aceea, la 5 servicii, 750 de suflete au venit la Iisus. Numai într-o zi! De ce? Pentru că nu sunt mulțumit numai cu zecile, numai cu sutele, vreau miile, vreau milioane! Îmi spunea un frate, și cred că trăia împăcat, zice, frate Dor, eu dacă ajung în cer, chiar și colțul ăla de acolo al cerului, sunt mulțumit. Zic, ferească-te Dumnezeu, tu nu ești gata pentru cer. Tu nici ai să mergi în cer. Și ce spune Iisus în Biblie? Zice, cel ce va birui, va ședea cu mine. Eu vreau să șed cu Iisus, nu cu colț. Tu nu ești făcut pentru colțuri. Tu ești făcut să șezi pe scaun de domnie cu Iisus Hristos. Și să biruiești păcatul. Serafimii stăteau deasupra lui Dumnezeu și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acoperau fața. De-aia a spus, mai știm noi pe Dumnezeu Biblie? Îmi spunea un tânăr, zic, dacă acum te întâlnești cu Iisus, dacă acum stai înaintea lui Iisus, cum o să stai? Și îl scoate pieptul, zice, bine, cum o să stai? Zic, ascultă, tu ești bolnav de cancer. Cancer de la spiritual și grăl în tot. Zic, hai să spun ce spune Isaia. Isaia când îl vede pe Dumnezeu, nu strigă haleluia. Și Isaia era cel mai mare proroc din Israel. Zice, vai de mine. Și tu spui, stau cu pieptul scos. Iov, în capitolul 42 cu 5, după ce îl lasă Dumnezeu prin acea încercare, și Dumnezeu, ascult, Dumnezeu spune, nu există om neprihănit ca Iov pe pământ. Nu Gheorghe a spus, Dumnezeu. Și Iov când îl vede pe Dumnezeu, zice, urechea mea a auzit de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, mi-e scârbă de mine. Aleluia. Și mă pocăiesc în cenușă. Aleluia. Cum era Dumnezeu? Ești aici, tuturor! Să suntem rădăiți, ora! Aleluia! Ce spune Pavel? Pavel spune, Hristos a murit pentru păcătoși, dintre care cel mai mare sunt eu. Eu. Ioan care ținea capul pe pieptul lui Iisus,
când îl vede pe Iisus în Apocalipsa, cade la pământ ca mort. Daniel, care petrecea timp cu Dumnezeu, cădea mereu și nu mai avea putere să stea înaintea lui Iisus și trebuia să-L întărească mereu și mereu. Ăsta-i Dumnezeu. Spunea o femeie unui pastor: frate, aș vrea să văd și-o pe Dumnezeu, se poate? Da, se poate, sigur că se poate. Unde? Zice, pe insula Patmos. Știți? Noi stăm în fotolii cu un pachet de chips în mână și un chel de Coca-Cola și ne uităm la televizor, vreau să văd pe Domnul. Ferească Dumnezeu dacă ar veni Domnul. Scheleta rămâneam în scaunul ăla. Vreți să-L vedem pe Domnul, dar cum să-L vezi pe Domnul? Trebuie să-L vezi pe Domnul așa cum este El. Serafimii care n-au păcat, își acoperau fața. Și noi venim, ha, slăviți să fie Domnul. Doamne, Doamne, arată-ne cum ești Tu. În două și acopereau fața cu două aripi, picioarele. Frați și surori, când veniți în casa Domnului, știu că vă pregătiți să veniți acasă. De câte ori când te-ai uitat în oglindă înainte să ieși pe ușă, ai zis, Doamne, îți place cum vin înaintea Ta? Sau să vezi ce paradă fac înainte la frați și la surori. Să vezi ce țoale le arăt eu ca am. Pantofi de $1,000. Și țoale, ai, 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 dragii mei, serafimii și acoperau picioarele. Când vin prezența lui Dumnezeu, nu poți să vii cum vrei tu și să-ți arăți formele și să arăți că tu ești cineva și faci pe grandomanul, că ai haine scumpe. Nu, 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 nu. Serafimii și acoperau fața și acoperau picioarele. Și serafimii strigau. În poziția aia strigau. Cu respect, cu reverență, nu puteau să privească pe Dumnezeu cel Sfânt. Și erau fără păcat, nu ca noi. Și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt! Să scutuia ușor în ușii. Dumnezeu e Sfânt! Și Dumnezeu îți poruncește să fii Sfânt! Pus deoparte pentru Dumnezeu! Nu merge să trăiești în două luni. Nu merge și cu Satana și cu Dumnezeu. Nu, nu, nu. Dumnezeu a dat totul. Mama îmi scria în America, Doru, dacă îi dai lui Dumnezeu 99%, El nu vrea nimic de la tine. El nu vrea să te împartă cu lumea și cu diavolul, că lumea zace în cer rău. Nu poate. Dumnezeu a dat tot pentru tine și așteaptă ca tu să-i dai tot. Tot sau nimic? Și nu putem să ne jucăm cu Dumnezeu. Nu putem să venim și să ne predăm cu rezerve. Totul trebuie să fie adus lui Dumnezeu ca o jertfă vie, plăcută înaintea Lui. Serafimii strigau Sfânt. Iată ce viziune, viziune pe înălțime. Dragii mei, în fiecare dimineață roagă-te o rugăciune, două rugăciuni de 5 litere. Exact 5 degete la mână, da? Două rugăciuni. Doamne, arată-mi cum ești Tu. Și Doamne, arată-mi cum sunt eu. Și atunci oglinda lui Dumnezeu îți va arăta. Când serafimii strigau Sfânt, Sfânt, și când Domnul și dea pe scaun de domnie, Isaia, nu striga Sfânt. Vai de mine! Nu aleluia, nu slavă Domnului! Vai de mine! Aleluia. Dragii mei, când prezența lui Iisus coboară în adunare, acolo cazi la pământ. Aleluia. Am avut harul să merg la trezire spirituală în Florida, pe Zicola. Au venit doi păstori. Unul care a fost la evanghelizările puternice de milioane de oameni în Argentina. Steve Hill. Și a spus, ne-am săturat de programe. Noi nu mai avem programe. Că noi asta facem. Și ce stinge prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt de biserici programele? Hello? E ora atât. La revedere. Hai acasă. Și Duhul zice, păi de-abia am început să lucrez. Și îl stingem. Îl stingem. La un joc, la concert, la mese. De dragoste stăm cu orele. Nu, nu, e mult, fraților. Dar în prezența Domnului, stai puțin că eu trebuie plec acasă, s-a obosit. Păi dacă v-aș spune cum a fost jurneul nostru până acum 5 stări, nu știu câți dintre voi ați rezistat. 3 ore pe noapte și sute de kilometri în fiecare zi.
Când ne spuneam, nu știam dacă am dormit. Și mergeam în fiecare zi, câte 5 programe, câte 4 programe în fiecare zi. Mergeam pentru Dumnezeu. Și când venea rezultatul, spuneam, să merită. Să merită. Frate, spunea, frate, odihnește-te, las că mă odihnesc-o pe lumea alta. N-am timp acum să mă odihnesc. E prea mult de lucru pentru Dumnezeu. Și trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Trezirea, dragilor, nu începe în biserică. Nu începe în lume și nu începe în România, în țară. Știți de ce? Pe trezirea spirituală în oglindă. În oglindă. Prorocul l-a văzut pe Dumnezeu și s-a văzut pe el. Astăzi, cum a strigat el? Vai de mine. Nu? Astăzi și ce strigăm noi? Vai de voi. Vai de voi. Fratele-i vinovat. Sora-i vinovată. Vai de voi, sărace de voi. Nu. Dacă vrei trezire spirituală, uite-te în oglinda lui Dumnezeu. Și vezi-l pe Dumnezeu, că atunci când îl vezi pe Dumnezeu și sfințenia lui, îți arate murdăria din viața ta. Și ca și Pavel, ca și Ioan, ca și Iov, o să zici, vai de mine. Vai de mine. Am fost la această trezire în Pensicola. Oamenii aceștia, doi păstori, au venit dinaintea poporului și au zis, ne-am săturat de programe, îl vrem pe Dumnezeu. Și s-au pus cu fața la pământ. Așa cum aveți scena aceasta. Și tot poporul a venit la rugăciune. Când s-au ridicat de pe genunchi, toată biserica a plecat acasă. Ei fusese 10 ore pe genunchi. 10 ore. Și a pus și trezirea spirituală. Eu am fost acolo, am văzut cu ochii mei. Deci oamenii stăteau la ușa bisericii, americanii, dar americanii sunt confort. Americanii stăteau 12 ore la ușa bisericii. De dimineață la 7 până la 7 seara să intre în biserică. La ușă stăteau! Am văzut oamenii în parcare, la costum tot, veneau la adunare. Și nu mai ajungeau. Coborau din mașinile lor și cădeau cu fața de la pământ în parcare și începeau să plângă, să se tânguie, să se pocăiască în parcare. Am văzut păstori care au venit acolo în față și au îngenunchiat și au spus, un păstor de 30 de ani, eu n-am fost născut din nou. Făcea păstorul chemare după predică. Avea botezul în fiecare zi. Avea adunare în fiecare zi. În fiecare zi cu miile veneau. Și boteza și spunea cu apa care curge de la botez pe tine, în fundul iadului te duci. Dacă nu trăiești sfințenia lui Dumnezeu, să nu crezi că dacă te-ai botezat scapi. Să nu crezi. Și am văzut când făcea chemare și spunea celor de la ușă, haideți, veniți să-L primiți pe Iisus. Și lumea îngrozită făcea din mână. Nu, 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 de ce nu? Zice, ne e frică că dacă punem piciorul peste pragul ușii, acolo e pământ sfânt și ne consumă Dumnezeu. Și cădeau la pragul ușii în genunchi, scoteau pachete de țigări, de droguri și începeau să țipe, să se pocăiască. Am văzut cu ochii mei. Nu știu că România va experimenta așa ceva. De ce? Pentru că nu vrem să fim expuși de Duhul Sfânt. Ce faci tu când ești singur și nu te vede nimeni? Tinerilor, puteți să-i dați și copii, să-i dați lui mama telefonul să vadă la ce vă uitați? Soțule, poți să-i dea la soție telefon? Și invers. Dacă acasă, în privatul tău, te uiți la un film, care nu poți să-l aduci să-l proiectezi în biserică, că ți-a crăpa obrazul de rușie, tu trăiești în păcat. Spune-o că tare, nu te ascunde, nu te ascunde, Dumnezeu cunoaște toate. Ochiul lui adânc pătrunde, ale tale adânci păcate. Lasă pe Dumnezeu să penetreze. În momentul când Isaia a zis, vai de mine, a experimentat o viziune lăuntrică. A văzut pe Dumnezeu viziune pe înălțime și acum o viziune pe adâncime. Și a văzut păcatul din viața lui. Și nu este extraordinar. Omul acesta era cel mai mare proroc în Israel. Și omul acesta, când îl vede pe Dumnezeu și zice, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. De ce l-a spus? Cu ochii necurați. Cu urechile necurate. Mădularul acesta, gura, era folosit de Dumnezeu și spunea, așa vorbește Domnul! Și tocmai mădularul ăla era necurat. Și a văzut starea. Dragii mei, eu mă bucur că așa ceva e până în Biblie. Că dacă n-ar fi, n-am avea nicio șansă. Dacă cel mai prorocul lui Dumnezeu și-a văzut starea, păi cât mai mult să văd eu starea?
Și să zic, vai de mine, sunt pierdut. Sunt pierdut. Și pentru că a avut această viziune lăuntrică și a văzut pe el în oglinda lui Dumnezeu, în oglinda prezenței, atunci a urmat o viziune a sanctificării, a curățirii. Trimite Dumnezeu un serafim cu un cărbune aprins și zice, du-te și atinge-i buzele. Dragii mei, câți dintre noi ne-am rugat vreodată, Doamne, arde buzele cu cărbunele aprins? Arde urechile, arde ochii, arde gura, arde mâinile, picioare, inima, că au păcătuit și au greșit înaintea ta. Arde-le, că prin arderea ta tu sfințești, tu curățești. Pentru că și-a văzut starea, are loc o viziune a curățirii. Și în seara asta Dumnezeu vrea să facă curat în viața ta. Dacă ești gata să vii ca și Isaia și să spui, Doamne, am nevoie să te văd. Doamne, îți dau voie să mă vezi. Îți dau voie să pui lupa, microscopul pe mine. Îți dau voie să scoți, Doamne, prin Duhul Sfânt, păcatele din privatul vieții mele. Da, mă ascunde mama de tata, mă ascunde soră, mă ascunde frate, mă ascunde soț de soție, dar de Dumnezeu te ascunzi. Și n-ai să experimentezi prezența lui Dumnezeu până când împăratul Ozia, cel firesc, cel păcătos, n-a murit, Dumnezeu nu vine. Dacă vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu, trebuie să-I dai voie să-ți arate păcatul, să-L dea la o parte, să-L ardă din viața ta, să te elibereze, să rupă lanțurile, că Iisus a venit să elibereze pe cei robiți. Și seara asta să lași lanțurile aici, ale păcatului în care trăiești. Păcatul care îl pune pe Iisus pe locul 2 sau pe locul ce mai știu eu cât. Iisus vrea să fie numărul 1 în viața ta. Iisus și cuvântul lui trebuie să fie numărul 1. Și e nevoie de eliberare de celulare, e nevoie de eliberare de păcate. Da, cel mai mare păcat în biserică astăzi sunt păcatele sexuale, pornografie, masturbare. Frate, oprește-te! Nu mă opresc! Pentru că biserica e plină de victime de astfel de păcate. Și se tolerează și se acoperă. Și se ia hotărâri și plânsă că, Doamne, o să încerc. Și mereu caz și mereu caz. Pentru că ai nevoie de eliberare. Vindecarea vine prin eliberare. Și puterea lui Dumnezeu, a prezența lui, îmi rupe lanțurile. Tu poți să pleci acasă, legat cu lanțul mai departe. Și poți, după o astfel de predică, să te duci înapoi pe internet, să te uiți la prostii. Dar nu uita că vine Dumnezeu. Nu uita că va fi o judecată și o pedeapsă veșnică. Nu uita că Dumnezeu în seara asta te vizitează și vrea să rupă lanțurile, să elibereze poporul lui, pentru că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Destul am ponegrit numele lui Dumnezeu. Destul am fost prins de potignire. Avem nevoie de o viziune. Helen Keller a fost o americancă care la 19 luni după naștere a rămas oarbă complet. Și a venit un reporter după 40 de ani și a întrebat-o, Helen, este ceva mai grozav să trăiești în întuneric 40 de ani? Și a spus, da, ce este? Să ai ochi și să n-ai viziune. Să nu știi pentru ce trăiești. Și de-aia spune Iisus, că voi sunteți orbi. Și noi suntem orbi, dar și voi sunteți orbi. Și voi sunteți orbi. Pentru ce trăiești? Avem iarăși o teologie greșită între noi. Și am făcut cântări. Schimbăm inima. Și vedem că Dumnezeu ne schimbă. Și ne frustrează. De ce nu schimbă Dumnezeu viața? De ce nu mai spăvește Dumnezeu de păcate? De ce nu schimbă? Pentru că nu schimbă niciodată nimic. Dar ce face? Înlocuiește. 2 Corinteni 5, 17 spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură schimbată, peticită, reparată, ajustată? Nu, o făptură nouă, pentru că El a venit să facă toate lucrurile noi. În Ezechiel spune, dă-mi inima de piatră și îți dau una de carne. Nu o inimă schimbată, o inimă nouă! Voi să aveți gândul în românește, în engleză, voi să aveți mintea lui Iisus! Și în Coloseni, capitolul 2, spune așa, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cei pe pământ. Când ai mintea lui Hristos, nu mai trăiești pentru lucrurile pământești, ci pentru cele cerești. Și Doamne, dă mintea ta în seara asta. El a venit și spune, eu am venit să-ți dau viață, nu să schimb viața.
schimbat care mulți creștini experimentează, și ce? Ca și make-up unei femei care caută să-și ascundă ridurile și își pune o cremă pe față, un make-up, să nu se mai vadă ridurile. Că așa sunt mulți creștini. Nu, nu, Iisus a venit să te locuiască. A fi creștin înseamnă să-i dai voie lui Iisus să trăiască viața ta. Asta e tot. Nu mai trăiesc eu, spunea Pavel. Hristos trăiește. Hristos e viața ta. Nu poate să se adui pe același scaun. Ori Iisus, ori tu. Dar Iisus vrea să termine cu eul tău astăzi. Și tu trebuie să vii să spui, Doamne, nu mai vreau ca eu să trăiesc. Vreau ca tu să trăiești viața mea. Și să trăiești cum vrei tu. Dragii mei, El te-a înlocuit pe cruce în moarte. Ca tu să-L înlocuiești în viață. Asta este adevărul biblic. Puterea de înlocuire, nu de schimbare. El vrea să te înlocuiască. Hristos să trăiască în tine. Hristos să trăiască în viața ta. Dar trebuie să-i predai totul. Nu mai mergi! Dar las că mai am ceva, Doamne, și îți dau eu așa păpărând. Nu, 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 pe loc. În seara asta vei avea prilejul să vii și să spui, Doamne, așa cum sunt la tine, vin, putere n-am, tu fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielul eu vin. Doamne, îți predau totul. Doamne, vreau să plec acasă, plin de prezența ta. Umple templul tău, Doamne. Eu sunt templul Duhului Sfânt. Umple-mă, Doamne. Eu nu mai vreau fărămituri de la masă. Eu vreau să mănânc la masă cu împăratul împăraților. Eu nu mai vreau să intru până la glezne. Eu vreau să intru peste cap. Eu nu mai vreau să fiu un supraviețuitor, ci mai mult ca biruitor prin Iisus Hristos, Domnul. Eu pot totul în Hristos care mă întărește. Dragii mei, e ceva mai mult pentru voi. Dar trebuie să ai dorință pentru mai mult. Dumnezeu nu este un administrator de ohale. Știi, Doamne, am nevoie de puțină dragoste astăzi pentru soțul meu care mă calcă pe nervi. Doamne, dă-mi puțină răbdare pentru copiii mei care sunt obraznici. Doamne, dă-mi puțină iertare pentru cel care îngreșește. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu este un administrator așa de triculețe. El spune, voi aveți totul în Hristos. Totul. Tânjește, dorește totul. Pentru că totul e pentru tine. Și aici au venit serafimii cu cărbune aprins. Și a spus, te curățesc, iată prin atingându-se cărbunele acesta. Și astăzi poți să pleci liber de aici. Să spui, Doamne, atinge cărbunele tău peste gura mea care înjură, care mai vorbește prostii, Doamne. Atinge cărbunele tău peste ochii mei care privesc la pornografie. Peste mâinile mele care să mă asturbează și fac prostii și mai au sticla și mai au țigara. Doamne, atinge-mă astăzi, eu plec de aici liber, eu nu mai vreau să plec în halul ăsta. Doamne, arde picioare, că mai intră în birturi, mai intră în discoteci, mai intră în locuri nepermise, unde nu este și picioare nu sunt încălțate cu râvna Evangheliei. Curățește-mă pe deplin, căci e putere în sângele tău, care a pus pe cruce. Înnoiește-mă, Doamne! Înlocuiește-mă, Doamne! Și a avut o viziune a curățirii lui Dumnezeu. Și uitați, vă aduceți aminte, în primul verset spune, am văzut pe Domnul. Ce spune versetul 8? Am auzit pe Domnul. Dragii mei, mai auzi glasul Domnului? Sau e blocat de prea multe chemări din lume, prea multe telenovele, prea multe filme, prea multe celulare, Facebook. E blocat urechea ta la glasul lui Dumnezeu? Mai auzi glasul lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dar dacă urechea ta nu este, nu știu cum zice în românește, tune up, spune pe engleză, adică conectată la cer, la Dumnezeu, la vocea Lui, tu nu ați auzit vocea Lui. Și toate lucrurile în viață le faci pe pâșpâite, pe ghicite. Foarte mulți vin la mine, frate, cu care e voia lui Dumnezeu? Să mă căsătoresc, să fac aia și aia. Păi zic, tu nu mai auzi vocea Domnului. Păi Dumnezeu nu o să vorbească. Îți vorbește la fiecare în parte, pentru că toți sunt copiii Lui, El nu face discriminare. Și tu dacă nu mai auzi glasul Domnului, înseamnă că sunt urechile înfundate cu altceva, cu ceva lucruri pământești. Și trebuie să-ți iasă doapele din urechi, ca Dumnezeu să auzi glasul Lui. Și când prorocul aude glasul Domnului, auzi ce întreabă Dumnezeu. Și în seara asta Dumnezeu întreabă toată biserica de aici. Aceleași întrebări, două întrebări.
Ascultă glasul Domnului. Zice, cine va merge pentru noi? Pe păstor, diacon, presbiter. Nu. Pentru tine personal, întreabă Dumnezeu. Cine va merge pentru noi? Pe cine să trimitem din Zizel? Și să dea Domnul să spună fiecare, iată-mă, sunt aici la dispoziția ta. Doamne, am fugit de tine toată viața. Doamne, am venit numai la biserică. Și ce mi-a arătat Dumnezeu? Că 80%, cel puțin 80%, dacă nu mai mult, din cei care vin la biserică sunt doar consumatori. Vin și consumă o predică, o cântare, o rugăciune și pleacă acasă. Și consumatorii nu sunt altceva decât mădulare amputate, care le cară biserica. Pentru că ei nu sunt mădulare vii și active în trupul lui Hristos. Ce faci tu pentru împărăția lui Dumnezeu? Acum 34 de ani am fost expulzați în America. Și când am ajuns în America, au venit toți tinerii să-L laude America. În America, dolarii cresc în pom. Am căutat toți pomii, dar n-am găsit. Am crezut că au venit alții înaintea mea. Și am ajuns prea târziu. Câini cu covrigi în coadă, cum se spune. Nu e așa. Toți îl lăudau pe tata, că tata a fost în pușcărie pentru Evanghelie, cu capul crăpat, bătut și torturat. Îl spun altă dată mărturia. Și apoi ne-au expulzat din România și ne-au luat cetățeniile și a zis 1000 de ani, dacă mai trăiți, nu mai aveți ce căuta în România. Și am ajuns în America și au venit toți America, țara unde visul devine realitate. Țara unde poți să devii ce vrei, să faci bani cât vrei. Și am zis, Doamne, de ce mai ajuns în America? Ca să am o viață mai bună ca în România? Și Domnul a zis, nu. Tu ești ucenicul meu. Și eu n-am venit pe pământ să am o viață mai bună, ci să-mi dau viața. Și am zis, Doamne, hineni, iată-mă, trimite-mă. Și, dragii mei, să știți un lucru. Așa cum Dumnezeu a dat visul lui Iosif și nu i-a spus că visurile devin realitate după ce va ajunge pușcărie, după ce va ajunge în groapă, după ce va fi vândut de frații lui, după ce va fi sclav, nu i-a spus. Cred că dacă Dumnezeu îi spunea, și Dumnezeu nu ne spune tot planul, că ne-ar înfricoșa, scopul lui Dumnezeu este să ne ducă pas cu pas. Pas cu pas. Nu trebuie să înțelegi tot. Și lui Iosif nu i-a dat tot visul. Că dacă i-ar fi dat, aș fi spus, Doamne, dă-l la rupe, dă-l la frații, dă-l la toți frații mei de visul ăsta, dar nu mie. Cine vrea să fie sclav? Vândut de frații lui. Și apoi în pușcărie până drept. Și așa s-a întâmplat și cu viața mea. Când am zis, iată-mă, trimite-mă. Dumnezeu a zis, te trimit în Vietnam. Să faci contrabandă de Biblie. Și ai să fie arestat de poliție, alergat de poliție. Și m-am dus acolo. Și o istorie întreagă. Apoi m-am dus în China. 7 zile, iarăși experiențe acolo. Apoi m-am dus în Indonezia, la musulmani, cea mai mare țară, cu cel mai mare procentaj de musulmani din lume. Și au vrut musulmanii să mă decapiteze, să mă arunce în aer cu bombe, să mă ardă de viu. Am un PowerPoint care îl arăt și creștinii se trezesc. Oamenii în biserică care au venit ca noi în seara asta și n-au mai plecat acasă, că au venit musulmani, au blocat ușii freze și arzi de viu, carbonizați în biserică, în prezența lui Dumnezeu. Și am zis, câți dintre noi ați venit la biserică dacă am ști că e ultima oară? Păi noi nu venim nici când e libertate. Și ne uităm la ceas. Și oamenii ăștia zice, slăvit să fie Domnul, dacă din prezența lui Dumnezeu plecăm să fim cu Dumnezeu. Am avut tânăr, era alt interviu, a fost decapitat. A rămas gâtul, a trânat numai în partea asta. Și l-a văzut pe Domnul și a coborât înapoi, că Domnul a zis, nu-i timpul tău să fie aici. Și astăzi este martor pentru Dumnezeu. Și apoi am fost în Etiopia, unde a vrut să mă omoare cu pietre. Și apoi am fost în Nigeria, în mijlocul la Boko Haram, organizație musulmană. Toți frații din libertate, partea de libertatea țării, au zis, nu te duce, pastore, că te decapitează înainte să ajungi acolo. Și am zis, prea târziu, cum așa? Eu sunt mort și pe mor nu mai pot să mă omoare nimeni. Și m-am dus acolo și am vestit Evanghelia în fiecare zi la 100 de văduve. Și 85% de văduve erau evreice din seminția lui Asher. Și apoi am fost în India, la fel, pericole peste pericole. Și apoi în America,
m-a arestat pentru Evanghelie pe stradă. Mi-au pus cătușile pe mâini, pentru că am dat broșuri creștine și am predicat Evanghelia pe stradă, o țară liberă. Dar a fost voia lui Dumnezeu că în pușcăria nu intrai, ca preot sau ca pastor, numai dacă erai arestat. Și e frumos și ușor să cânti în biserică. Când am intrat acolo, parcă erau dracii pe pereți. Urlau, zbierau, înjurau, blesteme, negri, mexicani, toți. Și acolo, în mijlocul, la nebunii ăștia, îndrăciți ăștia, am început să laud pe Domnul. Doamne, numele ți-e înalt! Sunt atât de fericit că ești în viața mea! Ai venit din cer pe pământ, de pe pământ, pe cruce, de pe cruce, mormânt! Și s-a făcut odată tăcere. Că a intrat copilul lui Dumnezeu acolo. Și au început să țipe toți. Jesus, Jesus, Jesus! Nu mai jurau și nu mai blestemau. S-au pocăit trei cu fețe la pământ. Și-a venit poliția. Trebuie să plece. Nu! M-ați băgat aici în misiune. Acum până au terminat, nu plec. Nu știa ce să facă cu mine. Toți vreau să plece, nu mai vreau să stau. Și am zis, după ce termin eu plec. Dar mai am treabă. M-au dat în tribunal, avem un avocat român, Harry Mihets, care a venit să mă apere, n-am mai fost nevoie de apărat, pentru că judecătoarea a zis, cazul este anulat, n-avem destul evidență și apoi țipa la polițeni. Tu e nebunina, că am ne dă în judecate, călca Constituția, libertate de vorbire, libertate de religie. Dar Dumnezeu m-a dus acolo să smulg trei suflete de la diavol, în mijlocul acelui iad. Amin. Pentru că a spus, iată-mă, Doamne. Da. Să știți că nu e ușor. M-a chemat de trei ori Dumnezeu. De-abia mă căsătorise. Aveam prima fetiță de câteva luni. Soția nu vorbea bine engleză. Eu eram singur care lucram. Și am fost chemat că vocea martirilor, Richard Wurmbrand, căuta, recruta oameni nebuni pentru Hristos. Să-ți riște libertatea și viața. Și când a zis la soția, a zis, dacă te arestează, ce o să faci? Eu, fetița, ce o să faci? Eu nu vorbesc engleză. N-avem bani. Tu ești singur salariat. Și am spus Dumnezeu nu. Și Dumnezeu a insistat a doua oară. Și a doua oară i-a spus nu. Pentru că era familia pe primul plan. Și a treia oară am zis, dragă, hai să postim să ne rugăm. Și când am postit și ne-am rugat, i-am spus, dragă, eu sunt gata să mor pentru Hristos. Nu mai să fiu arestat. Și Dumnezeu a vorbit și ei și i-a zis, înainte să fii soțul meu, ai devenit proprietatea lui Iisus. Du-te. Și am plecat. Și de 34 de ani trăiesc aventuri cu Dumnezeu. Anul trecut am fost în Sudan, unde s-a închis țara și a început armata să împuște pe cetățeni și eu eram în mijlocul lor. Și am fost blocat 4 zile. Și am zis, dacă eu sunt blocat, toți sunt blocați. Și erau musulmani și tot felul. Ne-am predicat dimineața până seara. Și apoi Dumnezeu ne-a deschis drumul și ultimele 3 locuri la avion, prin 5 țări, 3 zile, până am ajuns înapoi în America. Și multe locuri. În multe locuri. În Nigeria am avut bodyguards cu mitralierele în timp ce predicam. Ca să nu mă răpească. Și au vrut să mă răpească în aeroport. Răpeau albii, apoi dacă nu primeau 50.000 de dolari, le tăia capetele și scăpa de ei. Și în aeroport a venit să mă ia și Dumnezeu m-a protejat. Pentru că erau îmbrăcați în uniforme de aeroport cu ecusoane și eu n-am știut că sunt falși. Și a venit un polițai cu mâna pe pistol și a zis, omule, acum te duci. Păi mi-a zis că nu stau bine la poartă aici. Zice, ăștia au venit să te răpească. N-a spus decât de noi cu pistolul. Și ăștia au dispărut. Iată-mă, trimite-mă. Și spune versetul ultimul care l-am citit. Zice, Dumnezeu, du-te și spune poporului acestuia. Am spus că Biblia e practică. Du-te și spune poporului din Zizim. Spune așa, într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Dumnezeu a vorbit și cred că a vorbit clar prin Duhul Sfânt în seara aceasta. Și seara aceasta este o chemare personală, o viziune pe înălțime. Dacă te obișnui cu Dumnezeu, drăguțul, iertătorul, e timpul să-L vezi pe Dumnezeu cel Sfânt, Dumnezeu Bibliei. Și apoi, dacă-L vezi pe Dumnezeu, să ai o viziune lăuntrică, pe adâncime, pe înălțime și pe adâncime. Doamne, vai! Doamne, dacă vii Tu astăzi, eu nu sunt pregătit. Eu nu sunt cum mă vrei, Doamne. Și Biblia spune că fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.
Nu va vedea. Poți să vorbești în limbi, poți să prorocești, poți să ai toate darurile care îmi spui că le ai. Dacă nu ești sfânt, tu nu o să mergi în rai. Amin. Pentru că trebuie să dai ochii cu Dumnezeu sfânt și nimic în tine nu intră în rai. Și e timpul să dorești sfințenia în viața ta. Să dorești să fii ca Dumnezeu cel sfânt în fiecare zi. Mai mult cu Iisus. Mai mult ca Iisus și mai mult pentru Iisus. Asta trebuie să fie lozinca unui creștin. Doamne, arată-mi cum ești Tu. Doamne, arată-mi cum mă vezi Tu. Doamne, curățește-mă și toți avem nevoie să ne curățim. Și ce mă impresionează pe mine cel mai mult și mă șochează? În multe locuri am fost, pe 5 continente. Și când fac chemare pentru vindecare trupească, toată lumea vine că păcuț, îmi doare piciorul, îmi doare spatele, are probleme. Dar când e chemare pentru vindecare sufletească, unul nu vine. Și sufletul e mai important decât trupul. Unul nu vine. Noi le spunem la nepocăiți și spune Iisus că dacă vă rușinați de mine, și eu mă rușinez înaintea Tatălui. Dacă vă rușinați înaintea oamenilor. Și dacă mă mărturisiți, și eu vă mărturisesc. Și noi le spunem lor, dar noi facem același lucru. Ne e rușine. Așa să vină în față. Să vină în față și să spun, Doamne, atinge-te de mine. Și nu mai să atingă, dar avem. Doamne, atinge din nou. Nu? Nu, Dumnezeu nu vrea să se atingă din nou de tine. Și ce vrea Dumnezeu în seara asta? Să te atingi tu de El. Femeia cu scurgere. N-a zis, Iisuse, atinge-mă! Nu, s-a dus prin mulțime și s-a atins de Iisus. A luat riscul. Și ce semna o femeie să se atingă de un rabin? Și mai ales cu scurgere, murdară, necurată, moartea cu pietre, omorâtă cu pietre. Și femeia asta a zis, trebuie să ajung la Iisus. Te săriți tot. Nu mă interesează că mă văd mulțimile. Nu mă interesează ce zic mulțimile. Nu mă interesează dacă mor omorâtă cu pietre. Eu trebuie să ajung la Iisus, să mă ating de Iisus. Aleluia. Și Iisus zice, cine s-a atins de mine? N-a zis, pe cine s-a atins? Nu, nu, cine s-a atins de mine? Și Petru și ceilalți încep să râdă. Păi toată lumea te încoșoară. Toată lumea te îmbulzește. Nu, nu, nu. Unul singur. O singură femeie s-a atins. Dar a scos putere din mine. Doamne, dă putere. Nu, nu, nu. Dumnezeu zice, vino să iei putere în seara asta. Vino să te atingi de mine ca să scos putere pentru păcatul în care trăiești. Pentru murdăria care te ține dependent de păcat. Și ai nevoie. Și lasă pe Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în seara asta și să plece acasă atins de Iisus și tu să-L atingi pe Iisus. Dacă până în seara asta ai cântat să la dispoziția ta și n-ai fost, pentru că n-ai avut o viziune, ultima viziune, când Dumnezeu spune pe cine să trimitem, este viziunea urgenței, agoniei lui Dumnezeu. Eram în India, am călătorit 24 de ore cu avionul și apoi 15 ore cu autobuzul pe insula Rameshwam, unde merg 1 milion de oameni în tot anul să se scufunde în apele oceanului crezând că păcatele vor fi iertate. Și când am ajuns acolo, am ajuns noaptea pe la 2. Ne-am culcat într-un cort pe beton. Nu saltea nimic. Am închis cortul pentru că umblau țânțari care duceau malarie și puteai să te îmbolnăvești de malarie. Și noaptea pe la 3, de-abia mă culcase la 1, aud pe Domnul, cum a auzit și Isaia. Dorule, scoală-te, că vreau să-ți vorbesc. M-am sculat, mă uitam, am visat, mă uitam, eram singur în cort. Și Domnul a zis din nou, vreau să-ți vorbesc. Și am deschis cortul și m-am dus într-o bucătărie anexă. Și m-am pus în genunchi. Și am zis, Doamne, de ce m-ai sculat? Ce vrei să-ți spui? Și în momentul acela a venit prezența Duhului Sfânt și am început să plâng în hohote și plângeam cu țipete și curgeau lacrimile, o jumătate de oră am făcut bată la genunchii mei de lacrimi. Și Domnul a zis, am vrut să simți agonia pentru 1,6 miliarde de indieni care se duc în iad și numai 2,3% sunt mântuiți. Dumnezeu și-a împărtășit agonia cu mine. Întrebările acestea sunt agonia lui Dumnezeu care spune pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Doamne, sunt preocupat.
Dragii mei, hai să vă spun ceva. De după Revoluție, creștinii au devenit gunoierii lumii. Sunt cu capul în tomberoane. Aleargă prin toată Europa să strângă euro, să strângă bani, să-și facă case, să-și cumpere mașini și să-și facă lucruri materiale. Vine Iisus, dragii mei. E timpul să ieși cu capul afară din tomberoane. Pavel spune, am considerat totul gunoi ca să-L câștigi pe Iisus. Tu la ce gunoaie îți folosești viața? Dacă ai scuze, a, păi eu nu pot. Ba poți! Chemarea aceasta nu e numai pentru unul, e pentru toți copiii lui Dumnezeu. Și hai să vă spun de ce nu ai altă alternativă. Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus și Iisus a luat trup de om și a venit în chip de om pe pământ, întrupat, ca să te mântuiască pe tine. Și Iisus a înălțat la cer și tot așa operează. Cum? Prin trup. Prin trup. Și cine e trupul lui Iisus? Eu și tu. Și dacă Iisus a venit în trup să te mântuiască, prin trupul tău vrea să mântuiască. Ești tu mâinile lui Iisus? Ești tu picioarele lui Iisus? Ești tu ochii lui Iisus? Ești tu inima lui Iisus? Te întreabă Iisus două întrebări. Pe cine să trimit? Ești gata să spui, trimite-mă. Sunt aici la dispoziția ta. Nu știu ce vrei să faci cu viața mea. Dar vă spun ceva. Am trecut prin multe. V-am povestit numai așa, în general. Pericole prin care am trecut. Dar dacă Dumnezeu de la început m-ar chema, n-ar scăpa cu nimic. Se merită să trăiești pentru Dumnezeu. Clișeul vieții tale să nu fie un clișeu de existență, ci de o viață trăită pentru Iisus. Nu o viață risipită, ci o viață investită. Și Iisus te cheamă, hai să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să te chem aici, pe centru. Doamne, vreau să te aud. Doamne, vreau să mă curățești în seara asta. Vreau să mă eliberez în seara asta, Doamne. Doamne, atinge-te de buzele mele. Sfințește-mă din cap până în picioare, Doamne. Doamne, în seara asta am auzit întrebările tale. Cine va merge și pe cine să trimite? Vreau să mă duc. Nu știu cum, dar mă pun la dispoziția ta. Mă predau ție în totalitate. Doamne, în seara asta curățește-mă. Să nu mai fie o pricină de potignire, ci să fie o pricină de mântuire pentru cei din jurul meu. Doamne, seara asta, Doamne, vreau să plec de aici umplut de Tine, nu mai plec gol. Vreau să mă agăț de Tine, Doamne, să scot o putere ca femeia cu scurgere. Și să am putere, Doamne, pentru a trăi o viață de biruință, o viață sfântă. Dacă este, veniți aici pe hol. Aici, pe acest culoar, să ne rugăm pentru voi. Nu sta că știi bine că Duhul Sfânt îți vorbește și te cheamă. Nu sta și nu te rușina de Iisus. Pentru că o să fii ca bolnavul care vine până la ușa doctorului și pleacă acasă fără să-l vadă pe doctor. Aici e prezent Hristos. Aici te cheamă Iisus Hristos. Și El vrea să se atingă de voi și El vrea să vă dea voie să vă atingeți de El. Vino înaintea lui Iisus. Striga la Iisus că oricine cheamă numele Domnului va fi izbăvit, va fi eliberat. El vrea să rupă lanțuri în seara aceasta. Tu știi păcatele ascunse. Tu știi că ai bajocorit pe Dumnezeu. Ai întristat fața Duhului Sfânt. Dacă păcatele în care trăiești nu mai întristează sufletul tău, îl întristează numai pe Duhul Sfânt. Și spune, nu întristați pe Duhul Sfânt. Știi că l-ai întristat. Hristos vrea să se atingă de voi în seara aceasta. Și vrea să facă o lucrare nouă. Nu o schimbare, ci o locuire. Vrea în seara aceasta să-ți dea voie să te atingi de El. Să spui, Doamne, am nevoie de putere. Am nevoie de puterea Ta, Doamne, să biruiesc păcatul din viața mea. Doamne, în seara asta te rog, cu cărbunele aprinse, arzi buzele mele. Să arzi urechile, Doamne, să arzi ochii mei. Să arzi picioarele și mâinile, Doamne. Pentru că am păcătuit împotriva Ta. Doamne, vreau să mă alătur lui Isaia și să spun, vai de mine! Sunt pierdut! Am nevoie de Tine, Iisuse! Mi-e scârbă de mine, Doamne! Cum spunea Iov, cel mai neprihănit om de pe pământ. Doamne, îți mulțumesc că ai murit pentru mine, pentru păcătoși și cel mai mare eu sunt, Doamne! Doamne, mă umilesc înaintea Ta! Strig la Tine înaintea Ta! Mă așteaptă Iisus! Nu sta acolo legat de scaun. Nu sta acolo pentru că Iisus te cheamă. Iisus astăzi spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dar mâine va spune, plecați blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Ascultă glasul lui Iisus care te cheamă astăzi, care îți dă șansă în seara aceasta
Iisus Hristos. Prezența Lui este aici. Duhul Sfânt convinge. Convinge și atinge. Și vrea să-i elibereze în seara aceasta. Vino împreună cu copiii tăi. Vino cu soțul tău. Vino cu familia ta. Și nu-l mai lăsa pe diavolul să profite de viața ta. Până astăzi ți-ai erosit viața. În seara aceasta spune: Doamne, viața mea ți aparține. Doamne, vreau să fiu la dispoziția ta. Fă ce vrei cu ea, Doamne, dar mai întâi curățește-o. Pentru că mai întâi Isaia a fost curățit ca să fie folosit de Dumnezeu pentru o lucrare cerească, pentru lucrarea împăratului. Ești chemat să fii ambasador al împărăției lui Iisus Hristos. Ești chemat să reprezinți un Dumnezeu sfânt. Sfânt, sfânt, sfânt. Este Domnul oștirilor. Să zguduie prezența lui Dumnezeu în inima ta, în viața ta. Vino și plânge înaintea Lui. Strigă la Dumnezeu, care nu obosește iertând. Seara aceasta este seara vieții tale. Iisus este aici. Duhul Sfânt lucrează, cercetează, eliberează, transformă, sfințește. Îți mulțumim, Iisuse. Îți mulțumim, Iisuse. Doamne, Tu niciodată n-ai alungat pe cei care au venit la Tine. Toți care au venit la Tine au fost primiți, Doamne. Primește-ți copiii, Doamne. Tu vei prezenta înaintea Tatălui o mireasă fără pată, fără zbârcitură. Doamne, mută-ți, dă la o parte, Doamne, orice zbârcitură, orice pată, Doamne, să plece din viața copiilor Tăi, Doamne. Sfințește-ți copiii în seara aceasta, Doamne. În numele Lui Iisus cer eliberare, eliberare peste mintea lor, eliberare peste gândurile lor, eliberare peste viețile lor, eliberare peste sufletele lor, eliberare în casa lor, eliberare peste copiilor, peste soții, soțiile. În numele Lui Iisus, Tu care vii să eliberezi pe cei robiți, eliberează în seara aceasta, Doamne. Rupe lanțurile, rupe legăturile, Doamne. Doamne, prin sângele Tău avem biruință. Iisus Hristos e Domnul. Puterea sângelui, puterea crucii, e croaza diavolului. Pentru că Tu l-ai biruit. Și Tu spui, Doamne, în Apocalipsa 2:11, că ei l-au biruit prin puterea sângelui Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. E biruință în numele Lui Iisus, în sângele Lui Iisus. Strigă la Dumnezeu în seara aceasta. O rugăciune personală, nu în general. Vai de mine, nu vai de noi. Vai de mine, Iisus. Sunt pierdut. Atinge-te, Iisuse, de viața mea. Sfințește-mă, Doamne. O, transformă viața mea, Iisuse. Am nevoie de Tine, Iisuse. Am nevoie de prezența Ta. Am nevoie de foame după cuvânt, pasiune după rugăciune, Doamne. Doamne, nu mai vreau să trăiesc așa. Te vreau, Doamne. Te doresc, te aștept, te invit. Vino, Doamne, și fă-mă templul Duhului Sfânt, în care Duhul Sfânt să sfințească viața mea. Atinge-te de mine, Doamne, și dă voie să mă ating de Tine în seara aceasta. Vreau putere, am nevoie de puterea Ta, Doamne. Iisuse, iau putere din Tine în seara aceasta. Conectează-mă cu Biblia, conectează-mă cu rugăciunea, conectează-mă cu postul. Iisuse, îți mulțumesc că mă iubești, îți mulțumesc că mă ierți, îți mulțumesc că mai dai o șansă, Doamne. O, scoate fățărnicia din viața mea, dau măștile jos, Doamne. Vreau să trăiesc în lumină, în transparență, ca sângele lui Iisus să mă curățească de orice păcat. Să am părtășie cu Dumnezeu, să am părtășie cu frații, să am părtășie cu Duhul Sfânt, să mă închin în Duh și în adevăr, Doamne. Doamne, astăzi îți predau pe Isaac, care are locul Tău, ardere de tot, Doamne, plăcerea mea, pofta mea, ce are întâietate în viața mea, ți-l predau Ție, îl aduc pe altar, arde Iisus Isaacul din viața mea, ca Iisus să fie Domnul, Iisus să fie pe primul loc în viața mea. Vreau să Te sărut, nu ca Iuda, Doamne, ci vreau să Te sărut că ești Domnul și mirele vieții mele. Te iubesc, Iisuse, Te doresc, Iisuse. Atinge-te, Doamne, de viețile lor. O, dă-le voie să se atingă de Tine în seara aceasta. Tu care umpli casa Ta de rugăciune, Tu care ne-ai făcut templul Duhului Sfânt,
Doamne! O, te slăvim, Iisuse! Tu ai promis că vei zidi biserica și porții locuinței morții nu vor birui. Zidește-ți biserica, Doamne! Fiecare mădular din biserica aceasta! Doamne, fă-l un mădular activ și un mădular viu pentru Tine, Doamne! Să nu mai fie consumator! Să nu mai fie mădulare amputate! Să fie mădulare vii pentru Dumnezeu! Doamne, fă ca prin viețile bisericii Tale viața tuturor din zizin să fie transformată! Cere mântuirea acestei localități! Cere mântuirea acestei țări! Lasă trezire spirituală, Doamne! Peste viața fiecăruia, Doamne! Adu liberare în biserică! Adu eliberare în case! Adu eliberare în relații, Doamne! Între soț și soție! Între copii și părinți! În numele Lui Iisus nimicește lucrarea celui rău, Doamne! Pentru că suntem ai Tăi, Doamne, răscumpărați prin sângele Tău! O, îți mulțumim pentru biruință! Mulțumim pentru victorie, Doamne! Du-i din biruință în biruință! Du-i din glorie în glorie, Doamne! Doamne, pune în inimile lor și în mintea lor perspectiva veșniciei! Iisus vine, Maranata! Maranata, Iisus vine! Doamne, vrem să fim gata, Doamne! Vrem să grăbim venirea Ta! Vrem să fim cu Tine, Doamne Iisuse Hristoase! O, ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne, să fim gata la venirea Ta! Sfințește-ne, Doamne! Scoate-L pe Ozia, cei firesc, cei pământesc, cei păcătoși, scoate-L dinăuntru nostru, Doamne! Nu mai vrem să slujim la doi stăpâni! Iisus Hristos e Domnul! El merită închinarea! El merită slujirea! El merită iubirea Ta! El merită predarea Ta! Doamne, eliberează, Te rugăm în seara aceasta! Sfințește-ți numele Tău cel sfânt și mare, Doamne! Atinge-Te, Dumnezeu, și lasă putere, Doamne! Fă o trezire în viețile noastre! Fă o trezire în orașul Zizin! Fă o trezire întreaga Românie, Doamne! Penetrează, Doamne! Penetrează, Doamne! Prin Duhul Sfânt, Doamne! Și ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem cu adevărat la Tine! Dă-ne o pocăință autentică! Dă-ne o întoarcere radicală, Doamne! Vrem să fim ambasadori ai împărăției Tale, Doamne! Să Te reprezentăm ca un Dumnezeu sfânt unei lumi care pierde în păcat, Iisuse! Doamne, dă agonie după cei pierduți! Împarte inima cu noi, Doamne! Pentru că ne-ai lăsat pe pământ să urmăm chemarea Ta, Doamne! Și să facem lucrarea Ta! Suntem la dispoziția Ta! Ia-ne în stăpânirea Ta, Te rugăm, Iisuse! Ia-ne în stăpânire, Doamne, cu duh, suflet și trup, Doamne! Nu mai vrem, Doamne, să dăm nimic la lumea aceasta! Nu mai vrem să trăim pentru lumea aceasta, Doamne! Vrem să trăim pentru Tine și împărăția Ta! Îți mulțumim că Te-ai atins de noi! Îți mulțumim, Doamne, că ai sfințit viețile noastre! O, Dumnezeule! Toarnă foame în viețile și în inimile noastre! După Biblie, Doamne! Eliberează de pornografie! Eliberează de păcate sexuale! Eliberează de Facebook, de telenovele, de filme, de jocuri electronice, de jocuri de noroc! Doamne, eliberează-ți poporul seara aceasta, Doamne! L-ai chemat să fie sfânt, pus deoparte pentru Tine! Strigăm după sfințenia Ta, Doamne! Dorim sfințenia Ta, Doamne! Îmbracă-ne cu sfințenia Ta, Dumnezeule! O, fie binecuvântat numele Lui Iisus Hristos, care eliberează! Aleluia, Iisuse! Mulțumim pentru lucrarea Duhului Sfânt! A Ta să fie toată slava și gloria Tatăl, prin Fiul Tău preiubit și prin lucrarea Duhului Sfânt! Aleluia! 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 Slăvit să fie Domnul! Domnul să vă binecuvânteze, ridicați-vă. Dorim în seara aceasta să ne oprim aici. Cred că a fost una dintre cele mai explozive seri în care am putut să simțim prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Slăviți să fie Domnul! Așa cum am spus la început, frații noștri să ducă vești bune despre noi. Pe acolo pe unde Domnul îi călăuzește, slăviți să fie Domnul! Domnul să-i binecuvânteze, ne mulțumim în numele Domnului Iisus pentru vizita plăcută. Vedeți ce înseamnă, scumpii mei frați, să lipsim din adunare într-o asemenea seară în care Dumnezeu vrea să te pună la locul potrivit, vrea să-ți vorbească, lăudați să fie Domnul! Aleluia. Domnul să ne binecuvânteze! Haideți să ne întoarcem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toată lucrarea aceasta. Aleluia. Și Duhul Sfânt să ne călăuzească pe fiecare la corturile lui.
Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul Lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Și ceea ce am auzit în seara aceasta, dragii mei, să strângem în inima noastră. Amin. Să punem la inimă că ce-i cuvântul Lui Dumnezeu, lăudat să-i fie numele Domnului Iisus. Eu aș dori, nu știu, frate Adi, ai un frate care să mulțumească Domnului și o soră? Deci un frate și o soră, veniți în mijlocul nostru să-i mulțumească Domnului. Amin. Domne, pentru seara aceasta în care Tu ne-ai vorbit fiecăruia dintre noi, Doamne, aleluia, am vrea să ne prăbușim inimile înaintea Ta. Amin. Nici nu mai ține minte de câte ori ne-ai vorbit, de câte ori ne-ai ridicat de jos, Doamne, de câte ori ne-ai găsit trântiți, Doamne, când trebuia să fim pe turn, pe stâncă. Dar în bunătatea Ta, Doamne Dumnezeule, Tu ne-ai căutat și noi ne-ai lăsat acolo trântiți la pământ, Doamne, și ne-ai ridicat de jos. Pentru că Tu ai pus preț pe sufletul nostru la Golgota, Doamne. De aceea vrem să ne punem în mintea și în inima noastră, Doamne Dumnezeule, gândul acesta al veșniciei. Să Te slujim pe Tine din toată inima, Doamne Dumnezeule. Să ne punem deoparte pentru Tine într-o vreme ca aceasta. Pentru că Duhul ne spune lămurit într-o vreme ca aceasta că venirea Ta este mai aproape decât oricând, Doamne, și nu vrem ca în ziua venirii Tale să rămânem dezamăgiți, Doamne, aici pe pământul acesta, ci vrem să ne bucurăm pentru veșnicie acolo în cer, unde ne-ai promis că Te duci să ne pregătești un loc. De aceea mă rog în seara aceasta pentru biserica care Tu le-ai vorbit, Doamne, din Zizin. În numele Lui Iisus, pentru fiecare în parte, pentru orice familie, Doamne Dumnezeule, să-și pune viața în rânduială, Doamne, pentru că Tu ești Cel care ai spus că vii curând și răsplata Ta este cu Tine ca să dai fiecăruia după cum Ți-a slujit și după cum a stat în prezența Ta. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, binecuvintează pe fiecare în parte, păzește, Doamne Dumnezeule, păzește drumul fiecăruia, cărarea fiecăruia, Doamne. Și ajută-ne să facem voia Ta și să rămânem aproape de Tine în vremea aceasta. Să fim o mărturie, Doamne Dumnezeule. În numele Lui Iisus să-ți mulțumim pentru seara aceasta pe care Tu ne-ai dat-o, aleluia, pentru cuvântul Tău și pentru cercetarea Duhului Sfânt. Pentru fiecare dintre noi, Doamne, cred că a fost benefică seara aceasta. Aleluia. Și unde lemnul Tău, Doamne Dumnezeule, așa cum spune cuvântul Tău, că a curs pe fiecare din noi, pe capul nostru, pe veșmântele noastre, Doamne, și vrem să ducem o viață plină de biruință. Aleluia. În numele Lui Iisus să-ți mulțumim, a Ta să fie gloria în veci de veci. Amin. Tată iubit, venim în această seară la picioarele Tale, pentru că așa de mult Îți pasă de noi, că ne oprești din alergarea noastră și ne vorbești încă o dată. Tu nu ne lași, Doamne, pe căile noastre greșite, ci ne ieși înainte și ne vorbești la ureche, să auzim și să înțelegem. Ne vorbești fiecăruia pe limba noastră, Doamne. Cobori în mijlocul nostru și ne atingi, pentru că știi că de multă nevoie avem de Tine. Singur, Doamne, nu putem face nimic, dar Te-ai atins de noi și Îți mulțumim, Doamne, pentru atingerea Ta. Doamne, dorim ca cercetarea Ta să nu fie doar pentru o seară. Vrem să ne cercetezi în fiecare dimineață și în fiecare seară. Și să ne ajuți, Doamne, să Te iubim cu adevărat, cu viața, cu faptele, cu tot ce avem, Doamne. Ajută-ne Tu! La picioarele Tale ne plecăm și Îți mulțumim, Doamne! Amin!